În noaptea dintre ani, administrația locală a pregătit o petrecere în aer liber. Astfel, de la 10 seara până la miezul nopții, DJ Project și Taraful Clejanilor au încins atmosfera de sărbătoare. De la petrecere nu au lipsit vinul fiert și bunătățile culinare oferite la târgul de Crăciun din Pitești. La miezul nopții a fost cel mai mare foc de artificii din ultimii ani, care a durat un sfert de oră. Oamenii au continuat să petreacă în stradă și după miezul nopții.